susține că conținutul acestui articol eu, nu este așa și este așa. Nu, eu, toate articolele care au fost... Deci, asta mi se pare adevărat ziarist și adevărat articol. Nu alea care au bătut câmpii despre mine, că am mii de articole care au bătut câmpii. Sergei, toate articolele, mă refer la mine, că până la mă e dreptul să mă apăr numai eu. Pe eu sigur. Alte persoane. Toate articolele mele care vor apărea în ziar vreodată și de-aia lui Fimea, mă refer la noi doi că suntem o familie. Da, dumne, normal. Atâta timp când nu-mi cere punctul de vedere la sfârșitul articolului și nu mi-l dă cap-coadă așa cum îl susțin eu, ăla nu e un articol corect. Clar, asta este. Asta este puțin, dacă ți-au un interviu, dacă unul vrea să scrie despre mine că sunt cretin, că arăt așa, că mă descalc, de scrie, că sau că asta nu, păi despre că, mine zic, ăla privește. Referitor la chestia după Facebook cu Raluca și cu Tudi, citește un tâmpit, zice că ea se băga în seamă cu Tudi, dar nu, ea nu ia contul ei. Trebuia să o contacteze, să o întrebe, Raluca, a apărut apare un articol în care ești, da, dumne, ce îmbinuită sau ai și tu îți spui punctul de vedere, da. Nu am cont pe Facebook, nu am avut cont pe Facebook, nu sunt eu. Și eu să... Și ok. Și era atunci ziaristul ăla, era un tip ok. Da, mi-am făcut, din punctul meu de vedere, eu sunt acoperit și sunt... Da, mă, și eu am un cont fals, adică e unul fals care e pe mine pe Facebook-urile astea, care Facebook-ul. Eu singurul care l-am, care tot mai mă nebunește să-l spun, și am uitat să-l spun așa, că este Sergei Niculescu Mizil. blogspot.com. Și cum se mai duce la... La Facebook? Deci ăsta este al meu. Știi cum se zice? Nu. Face buchi. Deci toți buchi care mă căutați pe Facebook, nu există, e fals. Ăsta este al meu. Sergei Niculescu Muzil. blogspot.com. La revedere. Că și unul, că mă iar mi-a păsat, dumne, ți-am cerut prietenia. Bine, am înțeles greu târziu asta. Unde eu mergi? Nu ți-am cerut, noi știam că nu ai. Păi da, și unde mai cerut prietenia? Nu, că eu am unul care e unul, dar nu sunt eu. Posibil să ai chiar mai multe, de chiar o să mă uit de curiozitate. Posibil mai multe, n-am căutat în viața mea. Dacă am 18, eu mă aștept să ai 140, știi? Nu, că se vede că dacă n-am, da, sau eu știu, s-ar putea să am. Hai să vă spun pe final, așa, tot din ziarele de mâine, practic ziua lui Pepe zi a fost ieri. Mă rog, că nu, azi e deja joi. Oana Zăvoranu îi face, prin intermediul presei, o urare. Îi dorește tot ce e mai bun, sănătate, fericire, să-și găsească dragostea și liniștea sufletească și începe. Și să renunțe la maimuțările pe care le face în ultima perioadă, pentru că nu-l prinde deloc. Pepe, pe care îl cunoșteam, era un băiat serios, integru, echilibrat, când era cu mine prezenta respect. El fiind un tip sobru, se vede că forțează nota, nu sunt nostalgică, dar eu pe Pepe îl voi iubi toată viața mea pentru tot ce a fost între noi. Să nu uite că va rămâne tot timpul special pentru mine, iar locul lui în inima mea nu îl poate lua nimeni. Nu pot să șterg atâția ani cu buretele, a reușit Mărioara să strice totul, să facă moșmoande, să mă despartă de Pepe. A făcut în așa fel încât eu să fiu chea unită. S-a lucrat pe partea mea ca eu să rămân așa nonșalantă, să nu mai pese de căsnicia mea. Nu aveam motive să mi se rupă filmul. Însă din cauza moșmoandelor ajunsesem să țin la el ca la un frate. Nu mai puteam să fac dragoste cu el. Să fie regret în vorbele astea și un semnal așa. Dar crezi cu moșmoandele astea? Băi, eu nu cred asta niciodată, mă. Da, Oana să folosească niște semnale băi, așa, nu crede, nu. Ca să se întoarcă la Pepe. Eu zic că se-a zvrăjit, da. Regretă, adică? Băi, eu cred că la ce a fost între ei și cum au fost ei, normal. Eu n-am putut să vin la petrecere, am lucrat. A făcut cum o lună, am fost eu. Știu. A fost super ok. A venit cu vreo gagică? Nu, au fost vreo 100 acolo. Eu știu cum e, mă, la petrecerile cu Pepe de când e liber. Deci, adică... la 12 noaptea, toată lumea a intrat în piscină. Forțat. Am făcut eu un anunț și la stație. Și Mărculescu, ați intrat după Mărculescu în apă? Mărculescu l-au pus să cânte. Așa. Și au dat bani să tacă. Bine, oricum că îi purea, îi schimba ritmul la ce vrea să cânte el și n-ai și nimic. Și mama l-au luat, nu știu care, Liviu Vârciu și cu Pepe, parcă, și l-a aruncat direct în piscină. Îi spunea că nu avem nevoie de tine. Și după aia a mai durat vreo 10 minute, sfert de oră, și am început să arunce câte unul în apă. Începând de la Măruță, Eftimoaie, Jean de la Craiova mi l-a aruncat pe Jean al meu direct îmbrăcat în costum. Direct cu în telefoane, cu tot? Nu, l-a costat mult chef ăsta pe Pepe, înseamnă, dacă a decontat și telefoanele. Nu. Spărândesc că i-a cumpărat telefon grațielei, nevasta lui Duban. A aruncat-o în piscină la orăștie și femeia cu telefonul s-a stricat. În momentul în care era localizat personajul respectiv, un minut îi dădea la dispoziție să-și scoată ceasul, telefonul. Adică veneam 4-5, îl prindeam pe unul. Ca în tabără. Dar unde a fost? La rezidență în Otopeni. La rezidență în Otopeni. Păi nici Eftimoaie, s-a pus el puțin contra, dar n-a avut nicio șansă. A dus direct. Dar care e rezidenția? Nu știu unde exact. Și la ora 2 nu era o gagică și un bărbat care nu era îmbrăcat în costumul rap. Și niciun... am înțeles. Prost, și pe Oana Roma l-au aruncat-o în piscină? Da.
Oala... Și-a mai rămas apă în piscină? Nu comentez pe... Și cu această răutate trebuie să îmi iau la revedere. Ah, ce mi-a plăcut să zic pasta. Ne vedem mâine seară. Mersi, Ogi. Mai vii la noi? Nu mai vine că s-a lăsat. să zică da. Mă retrag în glorie. Bine, deci este ultima apariție mondenă a spaimei loteriei, a ca idolul la femei, cum îmi place mie. Până săptămâna viitoare. Stelian Ogică, până luni când va fi din nou la noi în platou. Nu. O seară bună tuturor.